Decalogul. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a cincea. Dumnezeu și-a arătat iubirea sa față de oameni în diferite moduri. În imaginea din stânga vedem muntele Sinai, unde Moise a stat de vorbă cu Dumnezeu și a primit cele 10 porunci sau decalogul. În dreapta vedem icoana Sfântului Proroc Moise. Acestea sunt cele 10 porunci. Pentru început le voi explica. Cele 10 porunci sau decalogul au fost scrise pe două tăblițe de piatră. Pe prima tăbliță au fost scrise primele 4. Prima poruncă ne învață că există doar un singur Dumnezeu, că trebuie întotdeauna să îl punem pe Dumnezeu pe primul loc, să îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lumea aceasta. Doar lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. De-a lungul timpului, oamenii nu l-au cunoscut pe Dumnezeul cel adevărat și se rugau la Dumnezei falși, care au fost numiți idoli. Porunca a treia ne învață să rostim numele lui Dumnezeu cu respect, cu iubire. Niciodată să nu vorbim urât. Este foarte bine să fim harnici, dar după ce muncim 6 zile, a șaptea trebuie să o respectăm prin rugăciune și fapte bune, prin participarea la Sfânta Liturghie. Îl respect pe Dumnezeu, respectând ziua odihnei. Pe cea de-a doua tăbliță au fost scrise ultimele 6 porunci care ne învață cum să ne comportăm unii față de alții. Dumnezeu și-a cinstit mama pe Fecioara Maria și ne-a arătat acest lucru de multe ori. El, ca Dumnezeu, a ascultat fiecare rugăminte a Maicii sale, fiind pentru noi un exemplu. Avem icoana care ne arată momentul când Mântuitorul ascultă rugămintea Maicii Domnului de la nunta din Cana Galilei. Deci și noi trebuie să ascultăm de părinții noștri, să îi iubim, să îi respectăm, să ne rugăm pentru ei, să îi ajutăm. Nu avem voie să rănim în niciun fel pe nimeni. Nu lovim pe nimeni, nu ne împingem în alți colegi. Loviturile pot cauza răni grave. Să nu fii desfrânat. A fi desfrânat înseamnă și a face lucruri care sunt urâte în fața lui Dumnezeu. A vorbi urât, a te îmbrăca nepotrivit, a te comporta necuvincios, a înjura. Deci, noi suntem învățați să ne comportăm civilizat, să vorbim frumos, să ne îmbrăcăm decent. Să nu furi. A fura înseamnă să iei ceva ce nu îți aparține, fără voia proprietarului. Deci noi nu putem lua nimic din ceea ce nu ne aparține, nu putem împrumuta și să nu înapoiem lucrurile, nu putem trișa. Dumnezeu apreciază foarte mult oamenii care spun adevărul. Nu avem voie să spunem minciuni, nu putem bârfi alți oameni. Dumnezeu ne îndeamnă să rostim doar adevărul. Câte lucruri nu vedem în jurul nostru! Unii au lucruri pe care noi nu le avem, dar nu le putem avea pe toate. Unii ar putea fi invidioși și acest lucru duce la fapte rele. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă să ne bucurăm de ceea ce avem și să nu fim invidioși. Să ne amintim despre ceea ce am vorbit. Asociați imaginile următoare cu poruncile din decalog. Iată și răspunsurile.
Asociați regulile următoare cu poruncile din Decalog. Răspunsurile corecte sunt următoarele.